Românii din Italia trebuie să vină acasă în 5 zile în caz de război. Un proiect publicat de guvernul Ciucă prevede că românii din diaspora trebuie să revină urgent în țară în cazul unui conflict militar. Pentru cei din Europa, termenul este de 5 zile calendaristice, iar pentru cei aflați în afara Uniunii Europene, este de 15 zile. Hackerii grupării Killnet au publicat o listă cu site-urile unor aeroporturi din România pe care le-au atacat și pe care au reușit să le închidă pentru o perioadă de timp, la fel cum au făcut și cu site-urile Guvernului, Poliției Române sau Poliției de Frontieră. Astfel, pe lista site-urilor aeroporturilor din România atacate se numără București, Arad, aeroportul Mihail Cogălnicianu, Constanța, Suceava, Cluj, Iași, Satu Mare, Sibiu și Oradea. Toate site-urile atacate au fost picate pentru o anumită perioadă de timp, la fel cum s-a întâmplat la fiecare atac al hackerilor, însă ulterior și-au revenit. Totodată, site-urile atacate nu au fost sparte de către hacker, ci doar indisponibilizate prin lansarea unui volum uriaș de trafic fals.